Bună seara, Anca și Ștefan! Bine ați venit la petrecerea Viva! Anca, ești foarte frumoasă, ca de obicei foarte feminină și delicată. Poți să ne spui ce ținută porți? Da, port o ținută Pink Casual. E aceeași firmă care mi-a făcut și rochia de mireasă. De fapt, rochiile de mireasă, pe cea de-a doua voi purta în Lefkada peste doar câteva zile, când vom face cununia religioasă. Și mă simt foarte bine în ea, mi-a plăcut foarte mult culoarea, care te inspiră așa și te gândești puțin la vacanță și la insulele grecești. Vacanță frumoasă vă dorim. Voi doi aveți deja o istorie personală cu revista Viva, aș putea spune. Astăzi, pentru că împlinim 14 ani, ce mesaj aveți pentru noi și pentru cititoare? Imediat mesajul. Pentru că împliniți 14 ani și aveți deja buletin. Eu vă doresc să ajungeți și la majorat și să fiți la fel de frumoși. Și, bineînțeles, sperăm să fim alături de voi pe tot parcursul acesta frumos cu Viva, cele mai frumoase pictoriale, cele mai frumoase interviuri. Primul nostru interviu, de fapt, a fost pentru Viva. Avem numai amintiri plăcute cu revista și e deja pe sufletul nostru, așa, nu știu cum să spun. Și pentru că noi am avut o nuntă atipică, tot ce se întâmplă în jurul acestui eveniment foarte frumos a rămas atipic. Am făcut, în loc de un album obișnuit, cu poze tipice, noi am făcut un album puțin altfel. Și, uite, vă arăt, asta am vrut să arăt. Am încercat să copiem Viva pentru că e cea mai bună. Minunat, mulțumim mult, suntem onorați. Avem o copertă făcută special pentru Viva, nu este coperta revistei noastre, este o revistă ce nu va fi vândută, este o revistă pentru prieteni, însă în interiorul acestei reviste avem o secțiune foarte importantă dedicată nașului, să-i spunem, căsătoriei Viva. Să înțeleg că am văzut o imagine în premieră acum, e o surpriză? Nu, n-a văzut-o nimeni, o să mai vadă două persoane în seara asta, Cristina și Oana, pentru că au fost direct implicate în povestea noastră, în rest... Eu vreau să mulțumesc foarte mult revistei Viva că a fost complicele lui Ștefan și că practic a contribuit din plin la ceea ce s-a numit surpriza vieții mele. Da. Mulțumim mult și pentru noi a fost o plăcere. Distracție plăcută în seara asta. Bună seara, Andreea! Cum te simți la petrecerea Viva? La petrecerea Viva mă simt cel mai bine pentru că revista are un loc special în inima mea, având în vedere că am lucrat foarte mulți ani la ea. Care e cel mai, nu știu, cel mai drag moment pe care ți-l amintești? Sunt foarte multe momente pentru că am trăit multe, am învățat foarte multe. Sunt, cred că, 6 ani pe care am petrecut în cadrul redacției cu niște oameni minunați cu care și în ziua de astăzi lucrez, dar de data asta la revista mea online. Și vin de fiecare dată la petrecerea Viva, deși eu nu sunt un personaj foarte monden, pentru că întotdeauna e organizat într-un mod impecabil și sunt oameni cu care îmi face mare plăcere să mă reîntâlnesc după mult timp. Mulțumim mult! Ce porți în seara asta? Port o rochie, o ținută Burberry și pantofle bută. Mulțumim, la revedere! Bună seara și bine ai venit la petrecerea Viva, o ținută într-adevăr spectaculoasă și am vrea să știm ce creație este. Îmi place ce ați impus voi an de an, faptul că ne gândim de, poate cu mult timp înainte, ce să purtăm la petrecerea Viva. Îmi place această tradiție care ați implementat-o, cum să facem să fim la fel de frumoase și spectaculoase pe cum faceți și voi să întotdeauna petrecerile Viva. Este o ținută a unui designer care mie întotdeauna mi-a plăcut pentru că urmărește, îi place foarte mult să se inspire din tradițiile, din etno, din tradițiile multor popoare, este Ralph Lauren. Este superb, într-adevăr. Și am vrea să te rugăm să ne transmiți o urare cititoarelor noastre, că astăzi aniversăm 14 ani, după cum știi. Mulți ani, mulți ani, la fel de frumoși, poate chiar și mai frumoși, întotdeauna este loc pentru mai bine. Să fim întotdeauna, așa cum mă simt întotdeauna când citesc revista Viva, să mă simt întotdeauna că sunt împreună cu toată lumea care
se află în reportajele, în tot ce faceți voi în revistă. Mulțumim mult și dorim o seară frumoasă!